dragostea lui Dumnezeu ne bucurăm de viață. Pentru că prin dragostea lui Dumnezeu suntem într-o casă de rugăciune și putem să chemăm numele Lui. Îi mulțumim Domnului că și dimineața aceasta suntem aici. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Putem să ne unim cu toții inimile noastre să binecuvântăm numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Ne bucurăm că este zi de sărbătoare pentru biserică, care este cea mai mare lucrare instituită de Dumnezeu și este cina Domnului. Totodată ne bucurăm că în dimineața aceasta avem și o binecuvântare. Diana, nepoata fratelui Vasile, vine cu petița la binecuvântare și zic ca Domnul să-i binecuvintească. Noi oamenii nu putem să facem mai mult decât să ne rugăm. Cel ce dă binecuvântarea este Dumnezeu. Amin. Cel ce își înnoiește în durările în fiecare dimineață față de noi este Dumnezeu. Și Biblia spune, nu vezi tu căci bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Nu te îndeamnă nici la afaceri, nu te îndeamnă nici la business. Dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin. De aceea dorim să ne apropiem cu rugăciune în dimineața zilei de astăzi și voi da citire din Isaia, capitolul 43, la câteva versete, după care cu toții mergem înaintea Domnului și dorim să-i mulțumim Domnului, căci El ne-a dat și ploaie și soare, ne-a dat și binecuvântări, chiar dacă am avut și probleme și încercări, Dumnezeu ne-a purtat de grijă la fiecare. Amin. Amin. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și Cel ce te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul cu ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la pus. Voi zice miază noapte, dă-mi coace și miază zi, nu opri, ci adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului. Pe toți cei ce poartă numele Meu și pe cei ce i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit, scoate afară poporul celor care totuși are ochi și surzii care totuși au urechi. Să se strângă toate neamurile, să se adune poporile. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din tâi prorocii? Să-și aducă martorii, să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Voi sunteți martorii Mei, zice Domnul, voi și robul Meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că Eu sunt înainte de mine, n-am fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun Mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi sunteți marturi, zice Domnul, căci Eu sunt Dumnezeu. Amin. Amin. Cu toții să mulțumim Domnului.